Aș vrea să discutăm doar despre această entitate a personalității umane, caracterul, care este definibilă în mediul social. M-am gândit la foarte multe lucruri despre care am putea vorbi și am să mă opresc la câteva cele mai importante deocamdată. În primul rând, să definim fiecare în viziunea lui caracterul. Eu vă amintesc o definiție celebră a lui Novalis, care spunea că este o voință corect educată. Asta înseamnă că ceea ce numim noi caracter include o componentă care ține de voința noastră, dar și de credința și de consecvența noastră. Dacă ar fi să ne gândim la ingredientele caracterului, să spun așa, la ce conține el, ce include el, există și din punctul ăsta de vedere o schemă, să spun, de organizare a caracterului. El se referă în primul rând la însușirile generale care țin de concepția despre lume și despre viața a subiectului în cauza omului, să-i spunem. De asemenea, include tot ce ține de sfera convingerilor noastre și a sentimentelor noastre totodată. Al treilea lucru inclus în definiție ar fi tot ce ține de scopurile pe care le avem și conținuturile activităților noastre de zi cu zi. Și ultimul ingredient, la fel de important, conținutul aspirațiilor și al idealurilor pe care le avem. Vă dați seama că noțiunea este, să spun, puțin rigid organizată, dar am ținut să vă spun care sunt componentele din punct de vedere al teoreticienilor, ca să știm pe unde ne situăm cu discuțiile. Aș vrea de asemenea să vorbim despre relațiile pe care noțiunea aceasta și omul de caracter inclusiv le stabilește, relațiile pe care omul de caracter le stabilește cu tot ce înseamnă cultură, cu tot ce înseamnă talent, adică vreau să spun cât de bine merg împreună și cât de bine sau de rău merg separat. Raporturile caracterului cu inteligența, pentru că știți foarte bine, poți să fii inteligent sau chiar foarte inteligent, fără să fii un om de caracter. Se spune că poți fi chiar genial fără să fii un om de caracter și cu atât mai rău inteligența și genialitatea sunt periculoase și niciodată nu aduc ceva bun în societate atunci când ele nu sunt însoțite de caracter. Și mai putea vorbi despre cum probăm, așa, ca la matematică, fiecare dintre dumneavoastră, cum face proba caracterului cuiva. E doar o impresie, este o nuanță, e o senzație după ce ne conducem. Când apreciem un om, dacă este de caracter sau nu. Eu am întâlnit la un filozof ceva foarte interesant, un filozof american, care spunea că sunt două probe din care îți dai seama imediat dacă un om are caracter sau nu. Te uiți la cum îi tratează pe cei care nu-i fac lui niciun bine. Și te uiți la cum se comportă acel cineva, subiectul în discuție, cu cei care nu pot riposta.
Și, bineînțeles, tot din sfera activităților diferite pe care le avem fiecare, putem să facem, și s-a vorbit chiar în psihologie foarte mult despre asta, proba puterii sau proba funcției. Se spune că funcția erodează caracterul cuiva. Și la fel, de bine ne putem da seama dându-i un om o oarecare putere, da? Ierarhică, vreau să spun. Atunci îi putem proba foarte bine caracterul. Și dacă mai avem timp, o să ne gândim la beneficiile pe care le aduce caracterul. Despre omul fără caracter, nu știu ce putem vorbi mai mult decât faptul că el nu va avea niciuna din calitățile pe care noi le vom venera în discuția noastră ale omului cu caracter. Nu va avea. Omul fără caracter este, desigur, ținta tuturor glumelor, scrierilor, pamfletelor sau epigramelor. Și îl cunoaștem pe omul fără caracter, sigur, din viața de toate zilele. Vă amintesc doar că moraliștii francezi spuneau că omul fără caracter este exact ca apa. Ia forma vasului în care îl pui. Bineînțeles, vasul fiind contextul. Omul ia forma vasului în care îl pui, exact ca apa. E o temă care pe mine m-a dus cu gândul la caracterele lui Labrière. Și de asta am și întrebat pe Magda de unde e asta. Am să încep cu un dicton chinez care spune așa: semen fapte și culegi de prinde. Semen de prinde și culegi un caracter. Semen caracter și culegi un destin. Și pornind de aici, nu mă pot abține să vă spun și ce înseamnă caracter, atât din punct de vedere etimologic, precum și din punct de vedere psihologic, așa, definiție luată din dicționar, care va să zică s-ar deveni ca o veche denumire dată individualității psihice, considerată în ceea ce are ea distinctiv ca structură sau tipar, ceea ce se imprimă constant comportamental, adică ansamblul slujirilor psihice caracteristice pentru individ. În sens restrictiv, apare ca nucleu al personalității, întrucât exprimă atât partea profund individuală, cât și partea morală personală. E, și s-au făcut niște distinții între forma și conținutul caracterului. S-au luptat pentru a se crea un consens asupra opiniilor, o serie întreagă de oameni în specialitate, de la Pavlov până la Klages. Și aici aș vrea să spun că acesta din urmă consideră caracterul ca o voință moralicește organizată. Cel mai relevant în ceea ce privește caracterul, cel mai relevant lucru, îl găsim tot în Biblie. Acolo unde ni se spune să-i faci aproape lui tău, să te comporți cu el așa cum ai vrea să se comporte el cu tine, să ai față de el, traduc eu așa în limbajul meu, atitudinea pe care dori să o aibă el, și lucrurile se vor schimba, chiar dacă nu într-un mod imediat. E foarte bine să încercăm să vedem lucrurile din jurul nostru prin prisma oamenilor care au caracter, și atunci lumea va fi mai frumoasă și arta mai aproape de criteriile estetice, criticii vor fi obiectivi, cei care scriu vor ști până unde să meargă cu impresia despre ei înșiși, iar cei care sunt receptori de artă să poată evalua acest obiect artistic în mod just. Oamenii cu caracter sunt din ce în ce mai greu de găsit, dar există. Și tocmai de aceea trebuie să-i prețuim.
nu o să-mi, nu o să-mi pierd încrederea că lumea contemporană nu va avea totdeauna ca repere morale oamenii care au caracter și nu invers. Este încrederea mea. Opinia mea, deci am să spun așa cum am văzut eu această temă și poate este una care să fie acceptată, de acolo de unde venim noi, din dimensiunile din care venim, în această dimensiune fizică, este clar că venim cu un corp fizic, cu un corp vital, un corp mental, ca rațiunea, un corp astral, unde mergem în lumea viselor, atunci când mergem noaptea la plecare sau nu numai, și cu o personalitate, sau să-i spunem caracter. Eu zic că această personalitate sau caracter se dovedește în timpul vieții, în funcție de școlile la care am mers, meseria pe care le-am ales-o în timpul vieții. Dar nu numai. Noi nu suntem toate acestea. Noi suntem un singur lucru. Suntem conștiință. Și dacă suntem conștiință, ea poate fi adormită sau trează. După părerea mea, caracterul este o conștiință trezită. Iar această conștiință trezită poate fi dobândită de la începutul vieții sau în anumite circunstanțe ale vieții mai severe, când ea poate fi trezită și dintr-un caracter urât poate deveni un om pur, de fapt așa cum am fost noi construiți. Și avem câteva exemple pentru cei care au căutări spirituale, știm despre Vahneșul Zahir, despre criminalul de pe crucea admirată lui Iisus, când conștiința lor a fost trezită într-o fracțiune de secundă și atunci caracterul dintr-un foarte urât a devenit puritatea cu care de fapt noi am fost construiți de arhitect. O să vreau să transferăm cumva discuția spre partea mai palpabilă, mai reală a vieții. A ridicat doamna Magda la început provocarea să dăm definiția. În concepția mea, un om cu caracter, așa cum aș vrea și eu să mă conțeleg și cred că toți cei de aici, în general, cei cu care discutăm, că ați văzut că îi cam selectăm de oameni în momentul în care observăm că nu ar fi, să zicem, la standardele noastre, este cel care la sfârșitul vieții, atunci când trebuie să-și facă, să spunem, bilanțul, se poate ridica cu fruntea sus de la masa vieții. Deci, fiind convins că în tot ceea ce a urmărit să facă în viață, nu a călcat pe nimeni în picioare. Cam asta ar trebui să îi călăuzească pe toți. Acum, eu aveam și niște notițe, așa suntem noi, profesori, avem un defect cu formă de formare, dar nu mai citesc, că găsisem 49 de calități în spatele caracterului, care ar putea fi, să spunem, analizate. Da, nu, ideea ar fi că nu vreau să monopolizez, dar spre ce aș vrea să duc. Problema, mă pasionează, bine, și prin sfera activității, dar și prin îngrijorarea care mă provoacă ce va fi în viitor în societatea noastră, urmărind tinerii, da, care lucrez, studenții, văzând și încercând să îmi dau seama cum își aleg ei caracterele, acele modele, da, că până la urmă ți-l formezi găsind un model. Cum îi găsesc modele, cum și le selectează, ce criterii au, care sunt practic criteriile lor pentru viață, fiindcă acest caracter este zămislit, este construit pe baza unor elemente pe care le ai, da, niște piloni în viață și pe care le urmărești. Pot da, și eu le dau niște exemple, cu toate că am discipline tehnice, am și una de comunicare, dar le dau niște exemple extrem de simple. Le spun, noi suntem extrem de, să spunem, admiratori, admirăm germanii, da? Spunem că ei sunt niște tip foarte preciși, foarte corecți, foarte cinstiți și încercăm să vedem de ce, cum au ajuns acolo și cum au putut, ați văzut prin ce au trecut, cum s-au ridicat, din ce încercări au avut în secolul trecut, da, din două încercări care practic au fost rași și s-au ridicat și iată unde au ajuns. Le dau și cu Frederic cel Mare, care a venit și a încercat și el a reușit practic să îi ducă spre unde au ajuns. Și totul, le arăt că totul a pornit de la, așa cum spun americanii, enforcement of law.
Deci, implementarea legii și respectarea legii. Și le dau un exemplu concret, deci real, din ceea ce, dintr-o experiență reală, Germania, în anii 80, știți că și din România mai reușeau să mai fugă, așa, între ghilimele, din țară, fuge un român împreună cu familia în Germania. Acolo se duce să angajeze, în România era măcelar, da? Se duce să angajeze la o fabrică de mezeluri, că asta și ea să facă, nu se putea duce în altă parte, se duce acolo, îi se spune ce are de făcut, îi spune și salariul, 3.000 de bani pe lună, nu era cu cartul, îi spune că la prânz în fiecare zi are dreptul să consume din produsele pe care le realiza, fără să plătească nimic. Și cum asta, basta. Da? În fiecare zi el se duce la lucru, observă că mărfurile erau scumpe, supermarket, familia nu lucra, se gândește dacă tot am voie să mănânc gratis, nu pot eu lua și acasă la ei mei. Dar fără să mă vadă. Nu era o cameră video, a început să ia. La început mai puțin, după aceea din ce mai mult, la sfârșitul lunii primește salariul, un plic, da? Și un bilețel. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră, în continuare nu mai avem nevoie de dumneavoastră. Îi întreabă pe colegi dacă e vreo restructurare, dacă este ceva, nu este nimic. Și atunci îi spun, du-te la personal și îți va spune ce s-a întâmplat. Se duce la personal, spune cine este, ce eu am lucrat, nu am lipsit, nu am avut nicio observație, mi-a făcut norma. De ce nu mai e? Sunt dat afară, practic, da. Și spune, uitați ce s-a întâmplat. În fiecare zi când veneați și plecați, treceați, deci aveau un card pe care îl compostau la intrare și la plecare. Să știe la ce ore a venit și a plecat, da? În același timp stăteați pe un cântar. Iată aici orele când ați venit și ați plecat și iată masa dumneavoastră. Noi permitem oarecare diferență. Poate omul vine nemâncat, pleacă mâncat de jumătate de kilogram. Dar dintre a patra zi ați început să plecați mai greu, din ce în ce mai mult. Da? Ceea ce înseamnă că ne-ați furat. Noi n-am făcut scandal. V-am lăsat să termineți activitatea, v-am plătit, puteți să ne dați în judecată. Documentul ăsta este valabil și mai mult decât atât. Plecați așa, fără referințe. Fiindcă vedeți, la noi din ce în ce mai mult, ca și în țările vestice, astăzi nu-ți mai găsești de lucru, nu numai partea CV-ului și interviului, se cer și referințe de unde ai mai lucrat. Și atunci, a nu avea referințe este un semn de întrebare, a avea referințe proaste, dintr-o dată nu te mai angajează nimeni, a avea și o lipsă de posibilitate de a primi referințe, iarăși creează probleme. Deci, practic, răspunsul studenților, credeți că nemții ceilalți nu ar fi luat și ei? Dar știu legea. Așa se creează caracterele. Fiindcă în momentul în care o libertate prost înțeleasă, așa cum a fost la noi după 90, a dat voie la descătușarea tuturor energiilor și acestor calități proaste pe care le încercăm să le combatem. Dar cum? Da? Prin niște modele. Cum să-i convingem să-și ia ei aceste modele? Asta aș vrea să aflu de la dumneavoastră și m-ar interesa. Fiindcă, bun, avem și noi metodele noastre, dar este important ca să găsim acea cale, fiindcă pentru ei e foarte simplu. Aia este albă sau neagră, domnul profesor, degeaba ne spuneți că nu-i vedeți pe alții cât câștigă de 10 ori mai mult decât dumneavoastră, da? Deci nu poți să constitui tu neapărat un exemplu. El totul privește prin prisma banilor și a modului în care se fac banii ușor. Aici este greu, fiindcă dacă încep să le spui că de jos am luat-o cu toții și încep să le dau exemplu cum am plecat inginerul în 85 și încetul cu încetul am ajuns și apoi am plecat la universitate, pe ei interesează, pardon, ca poveste. Dar ca să te ia ca exemplu, să încerce să vadă un drum al carierei, să încerce să vadă, dom'le, sunt la locul meu și încerc să-mi fac familia, profesia, nu. Este, iar vrea brusc, direct, să ajungă undeva și pentru asta văd caractere plăcute în becalii, sau plăcute, da. De admirat, da? În care, nu știu, prin ce măsuri... Doamne, nu zic, de mine zic, de tineri aceștia, da? Deci asta vreau să spun, pentru ei, ăstea sunt caractere astăzi, da? Ei asta le văd și spun, domn profesor, păi ne mai chinui când câștigi milionul, nu știu cum. Se pare foarte greu să încercăm să influențăm pe cineva, cum v-ați referit dumneavoastră, la generația tânără pentru a-și crea un caracter. Pentru că și-a dat perfectă dreptate spațiul social în care trăim și de aici rezultă că societatea are un cuvânt greu de spus în formarea caracterului unui om, ne cam dă peste nas dacă vreți să dă sfaturi bune. Exact cum a și exemplificat. Într-adevăr, noi naștem cu caracterul. Caracterul, cum a spus și Alora, este o genă pe care o avem. Dar caracterul îl formăm. Și formarea caracterului și educarea caracterului apare pe la o vârstă când ne apropiem de maturitate și când încercăm să știm ce vrem. În momentul în care reușim
dacă reușim să facem ceea ce ne-am propus, putem să spunem că avem un caracter, avem un caracter tare, puternic, dacă e. Aici nu mă refer la temperament. Când am zis că ne formăm caracterul, m-am referit la toate susținerile care compun imaginea acest model caracter, cu cultură, bun simț, educație și toate minunile astea. Acum, diferența că există oameni cu caracter și oameni fără caracter, este cam greu să o fac, pentru că, așa cum vă spuneam la început, mi se pare o chestie subiectivă și e foarte greu și mă tem la un moment dat să am o părere proastă despre cineva, intelectul meu refuză, de aceea s-ar putea să nu fie un om lipsit de caracter, ci să aibă alte realități pe care eu le percep. Părerea mea, deși să știți că doar am citit, eu am venit incitat de această temă, dar nu m-am pregătit în mod deosebit, dar chiar deloc, adică n-am citit nimic de specialitate despre așa și vreau să vă spun concepția mea proprie. Caracterul este ceva care ne naște cu 25% parte urâtă în caracterul nostru, 25% parte bună, adică exact părțile primordiale, bine și rău, într-un om există dintr-un început. Și aceasta însumează 50% prin naștere, binele și rău. Dacă putem mai departe să, prin cultură, prin felul unde ne încadrăm în societate, cum ne alegem prieteni, familia, prietenii familiilor respective, școala, educația și cultura, atunci ne putem forma un caracter, în sensul acesta, al omului cu caracter. Dacă frecventăm medii ostile, medii urâte, medii neplăcute, atunci caracterul nostru lasă de dorit și ne putem prezenta în societate ca un om fără caracter. Pe de altă parte, un om cu caracter este acel om care se ține de cuvânt în primul rând. Prefer un om care este abrupt, drept, cinstit și tranșant, dar își păstrează cuvântul dat și știi la ce să te aștepți de la el. Altuia sau altuia care îți aduce laudă, te linușește, pare frumos, în schimb pe la spate te poate ataca, te poate lovi, sau lucra, cum spune doamna. Și asta definește, până la urmă, caracterul urât și caracterul frumos. Ca să nu mai lungesc prea mult vorba, vreau să aduc aminte faptul că, având aceeași, cum să spun, în fine, instrucție, ca și domnul de la universitate, adică inginer mecanic, mașinile au caracterul cel mai frumos. Ele nu greșesc niciodată, ele copiază caracterul celor care le-a făcut și atunci când creezi o mașină, în ele îi implementezi numai caracterul frumos. Adică un caracter, un om vertical, cum să spunem, se respectă o anumită convincă, niște principii, niște valori, morale. Așa, dar vedeți că fiecare dintre noi a venit și a spus câte o fațetă, așa, ca să iasă întregul. Și e bine că e o adunare ca asta, așa să ne mai punem și problema cu acest caracter. Și poate și mai important, cum a spus și domnul profesor, pentru generația care vine după noi, cum să facem să îi creăm un caracter pozitiv. Care pornește la educația din familie, pe urmă din școală și, bineînțeles, din societate.
Vă recomand astăzi Daniel Corbu, Scrisori către cei singuri, o carte de poezie. Este o carte foarte interesantă, merită să o citiți pentru cel puțin trei lucruri. Odată stilul pe care îl are, metafora incitantă, fascinantă, chiar șocantă. În al doilea rând, pentru marile teme ale existenței pe care le abordează și faptul că în extensie crede că poezia poate aborda marile teme ale existenței și le poate găsi soluții. Și în al treilea rând, pentru faptul că păstrează încă, după toate mutațiile survenite în poezia postmodernă pe care și le-a asumat, păstrează încă liricitatea aceea specific moldavă, din Moldova noastră mitică. Merită să-l citiți, este un poet extrem de bun.